nu se împușcă, el luptă, el nu luptă. Ce treabă avem noi cu rolurile în care el trebuie să intre, că e obligat să intre, pentru că deja s-au stabilit cu mult timp înainte din lumea de dincolo și nu poate să sară peste aceste lecții. Asta este. Și nu poate fi schimbat nimic, pentru că nimica nu este rău. E doar nebunia noastră. Am fost înnebuniți de către biserică, religie, preoți și toți ceilalți. Ceva este mai bun decât altceva. Ne-au dat idoli, ne-au divizat, l-au dat pe Dumnezeu afară din lumea lui, viața lui, și ne credem deștepți și sfinți. Când nu mai împarți în bine și rău și dai voie lui Dumnezeu să aleagă și nu mai spui că ceva e mai bine decât altceva sau ceva este rău, atunci va alege el și va alege bine. Deci noi să lăsăm pe el să hotărască, să nu-i punem reguli, să nu spunem că ceva ar trebui să facă și altceva ar trebui să respingă, decât să lăsăm în pace. Când nu mai punem reguli, atunci se manifestă el și totul va fi bine și perfect. Să nu-i punem reguli, să nu zicem că așa ar fi mai bine sau altfel ar fi mai rău. Să nu-l mai obligăm să facă ce zicem noi. Poftele vin, sunt ale egoului. Vin pentru că noi am pus niște idealuri mai sus, le-am fixat. Poftele vin ca să distrugă idealurile respective. Atâta timp cât ai idealuri, ele vor fi încălcate. Dacă nu mai ai idealuri, nu mai e ceva care să fie încălcat și atunci Dumnezeu este cel care mănâncă și alege ce crede el de cuvință. Atât de să scoatem idealurile. Așa trebuie să mănânci, că așa trebuie să fii, că așa trebuie să faci. Să mergem în jos, în puțin, și atunci pornesc mecanismele de refacere singure și de reparare a organismului. Când ne înfrângem binele, comoditățile, idolii, absolutele, regulile fixe, preceptele religioase absolute, atunci numai el se manifestă și tot ce face el este bine. Oamenii vorbesc despre divin, dar nu renunță la comodități și la binele propriu. Atunci nu se poate schimba nimic în viața lor. Nu se înfrânează, nu se restrâng și dacă nu mers pe puțin, Dumnezeu nu este cu ei. Acolo unde este insistență, acolo nu este Dumnezeu. El nu insistă. Deci insistența se opune creatorului lumilor. El nu insistă. Dacă ceva este insistent, nu este de la divin și te vei simți prost. Dumnezeu nu forțează. Dacă există o forțare acolo, nu este de la divin. Și acea forțare e nevoie să te opui, pentru că nu vine de la divin. Dacă venea de la divin, nu te obliga nimic. Deci a da voie lui Dumnezeu să se manifeste, să hotărească, este calea divină. Deci când spui ceva, îi dai voie lui Dumnezeu din față să hotărească. Atunci aceea este calea divină. Dacă vine ceva forțat, nu este el acolo. Și ne uităm cum se afirmă lucrurile, cum sunt spuse și știi cine vorbește și ce va urma. Că acolo unde va fi forțare, acolo nu este adevărat ce spunem și acolo va fi o neplăcere. Lucrurile acestea simple ar trebui să le știm, acestea mici de zi cu zi, dar nu le știm. Întotdeauna când forțăm iese prost, pentru că nu este el acolo. Când pui doar un singur produs pe masă să-l vinzi și pe cel mai scump, nu va fi cumpărat. Când pui toate produsele pe masă să aleagă omul, omul va alege mai multe decât unul. Și în primul rând îl va alege pe cel mai scump. Deci când forțezi, divinul ți se opune. Când îl lași să aleagă, nu va ști ce să facă să te facă mai mulțumit. Dacă facem ceva fără el, nu va fi bine. Oamenii sunt fericiți când noi suntem înfrânți, când nu avem ego. Am spus lucrurile acestea la emisiunile cu copilul ideal. Nu este vorba de ceilalți. Ei arată doar cât de înfrânți suntem noi. Dacă nu suntem înfrânți, ne vor presa și îngenunchea. Dar dacă suntem înfrânți, nicio presiune din față nu poate să vină. Când suntem înfrânți și nu avem idoli, atunci copiii noștri vor fi fericiți. Adică nu ne atacă. Și la asta se reduce totul. Dar vor avea lecțiile lor. Noi nu putem să le luăm lecțiile. Copiii sunt măsura înfrângerii noastre. Sunt oglinzi. Nu este niciodată vorba despre ei. Noi nu putem acționa direct asupra lor, ci numai asupra noastră. Și atunci se schimbă copiii. Când noi ne înfrângem ego-ul, în spațiul gol vine divinul și el îi face pe copii fericiți. Cel puțin nu ne mai atacă. Pentru că atunci când suntem înfrânți, noi încărcăm cu energie. Atunci ei pot să facă față lecțiilor de viață, încercărilor din viața lor. Noi suntem ca niște baterii pentru ei. Lecțiile le vor avea. Dar smerenia noastră îi împuternicește și le dă putere să treacă peste greutățile vieții. Nu este vorba de fericirea lor. Fericirea lor este înfrângerea noastră. Dacă noi nu avem înfrângere de sine, ei nu pot să fie fericiți. Și problema este la noi să nu avem idoli.
Dacă avem idoli, ne va pune Dumnezeu văl pe față și va chema prădătorii. Noi vom da energia în mai multe părți, în modul acesta vom pierde din viață și prădătorii ne distrug idolii. Dacă noi nu suntem înfrânți cu inima, copiii nu pot să înfrunte greutățile vieții. Dacă avem idoli, le luăm viața și îi facem vulnerabili în fața dificultăților și le facem rău prin idolii din noi și prea mult bine pentru noi, prin comod și ușor. Noi le construim o viață nefericită, dându-le aceleași modele ca ale noastre. Ei sunt pentru noi, ei ne arată cât efort de înfrângere am făcut noi și cât de strânși ne ținem de idoli. Cu cât noi avem mai puțin idol și în special mama, cu atât ei vor fi mai fericiți în viață și merită ca mamele să facă acest efort, să-și piardă idolii. Acest lucru este cel mai important. Cu cât mama nu o să mai aibă idol, cu atât mai puternici vor fi ei în lecțiile lor și le vor învinge. Noi suntem doar baterii pentru ei și ei depind de noi, de puterea noastră de înfrângere de sine, de victoria noastră asupra nouă înșine. Cu cât noi vom avea mai puține idealuri și reguli fixe, cu atât ei vor depăși mai ușor greutățile vieții și nu îi va dobărâ. Și asta poate fi numită fericire, a lor și a noastră. E altfel decât ne mintă ăștia cu parentingul și psihologia. Trebuie să învățăm să gândim cu mintea noastră și să ne punem întrebări și să ne îndoim de ceea ce spun ei. Acolo unde se arată că exteriorul determină interiorul este o minciună. Nu e deloc adevărat. Noi ne preocupăm numai de ceilalți, să-i vindecăm când ei nu au niciun fel de problemă. Ei sunt pentru noi, ca să ne ajute să ne îndumnezeim. Invers totul. Nu e nevoie să repetăm minciunile lor. Tot sistemul lor pornește de la ideea că exteriorul determină interiorul și este invers. Nu sunt știința astea, sunt știința urii pe Dumnezeu. Este cultivarea urii pe Dumnezeu. Suntem blocați să-L simțim și să-L iubim. Dar dacă exteriorul nu mai este defect, ei dispar. Toate școlile acestea dispar, că nu ai pe cine să repare în exterior. Trebuie să te schimbi doar pe tine și atunci exteriorul în oglindă nu te mai atacă. Ei sunt pentru noi. Noi nu putem schimba nimic la ei, ci numai ei la noi. Ne schimbăm noi și ei nu ne mai atacă. Și îi ajutăm cu energia noastră care vine din înfrângerea de sine să treacă prin greutățile vieții. Ăsta este cel mai mare ajutor. Pentru că înfrânarea face spațiu gol unde vine Dumnezeu și prezența Lui este cea care le face copiilor noștri viața fericită. Numai prezența Lui. Lăsarea de sine, înfrângerea de sine, înseamnă iubire și iubirea restaurează organismul. Împuținarea înseamnă iubire. Înseamnă că faci spațiu gol unde vine divinul și iubirea reface organismul, destinul nostru și al copiilor noștri. Iubirea vindecă și numai iubirea, numai înfrângerea de sine vindecă. Asta este adevărata vindecare, înfrângerea de sine. Ar fi nevoie să ajungem la nivelul în care să nu mai vedem nimic ca rău niciunde, nici bogăția și ea este cale spre divin prin suferință, de ce necesară. Dacă nu putem să ne înfrânăm benevol, vom fi înfrânați cu forța și tot acolo ajungem. Ni le ia pe toate. Totul se pierde și se irosește în zadar. Dacă oamenii vor să sufere, asta le trebuie. Să cunoaștem doar consecințele. Și sunt unii care sunt bogați pentru că s-au înfrânat în altă viață și acum irosesc această energie. Dar nu sunt un model. Au energie în care pot să împlinească lucruri. Deci fără înfrânare de sine, noi nu putem avea realizări și succes în viață. Cei care s-au înfrânat în altă viață, acum foarte ușor îi se împlinesc visele, dar nu se știe până când. Ei au venit ca să consume această energie, să o piardă și să o ia de la capăt. Pentru că noi numai acolo jos putem să trăim cu Dumnezeu. Jos de tot unde se strâng apele, înfrânți total, în puțin, în simplitate, în smerenie și modestie. Îți dau toată lumea și fericirile ei, dar închină-te mie, zice Satana. Înseamnă că dacă iei aceste fericiri ale lumii, te închin la diavol. Dar nu știm asta. A trebuit mereu repetat ca să se înțeleagă. Și Iisus a zis, piei de aici. Deci nimic din lumea aceasta nu este divină. Nu a merge spre lume este a merge spre Dumnezeu, ci a te îndepărta de lume este apropierea de El, este invers. Ni s-a dat toată înțelegerea, dar nu o vrem. Pentru că calea divină aduce pierderi pentru ego. Înseamnă înfrângere, înfrânare, reținere, abținere, incomoditate, instabilitate, nesiguranță, a te bucura la neplăceri. Când apare frica,
și te bânduie gândurile negre, înseamnă că mai ai nevoie de înfrângere, de înfrânare. Înfrânarea aduce unirea contrariilor. Altfel, omul nu poate să unească contrariile, dacă nu are înfrângere de sine. Diavolului nu-i place munca și fuge imediat. Poți să-l și ameninți, să-i spui, fii atent că te pun la muncă. Să-i spui în față. Când vin gândurile negre, îi spui, fii atent că te pun la muncă. Și începi o muncă care lui nu-i convine și să vezi cum fuge. Și gândurile se duc. Întotdeauna, când vin gândurile de nemulțumire, de critică, de îndoială, spune diavolului că te pun la muncă și pune la muncă. Și să vezi cum fug toate. Diavolul fuge de muncă și așa dispare. Eu așa făceam de când eram mic, dintr-o muncă în altă muncă. Dacă veneau gânduri din acestea de lene, de comoditate, de ușor, de plăcut, comentarii, îl puneam la muncă. Spălam WC-ul, spălam pe jos și imediat fugea. El vine numai când ne este prea bine. Este un indicator. Diavolul este un indicator. Ne arată când exagerăm cu binele. Este un indicator înainte de boală. Iar când vin gândurile negre, înseamnă că noi nu avem energie divină și energia divină se obține prin înfrângere de sine. Ea vine prin efort. Când facem efort, ne încărcăm cu divinitate. Prin restrângere. Dar dacă ieri, pe exemplu, ne-am restrâns, astăzi nu pot să vină gânduri, pentru că trăim din energia obținută ieri, din restrângere. Deci dacă îl punem mereu la muncă, diavolul nu mai vine deloc, că spune că la ăsta nu mai vin, că mă pune la muncă. Cu cât un om este mai idolatru și are idei fixe și absolute, radicale, cu atât este mai vulnerabil la plăcerile vieții și poate să cadă foarte ușor. Deci cel mai mare pericol este radicalismul ideilor fixe, a idolilor, a idealurilor și regulilor absolute. Cel mai periculos, pentru că va genera întotdeauna inversul și ne va pune să cădem. Și cu cât un om este mai idolatru, cu atât este mai vulnerabil la cădere. Mai ușor poate să cadă, fără să-și dea seama, are văl pe față și nu-l va deranja. Și va părea că este ceva simplu și normal și nu va înțelege. Dumnezeu îl lasă să cadă. Ăsta este cel mai mare pericol al idolatriei. Spune văl și nu te poți apăra. Prădătorii vin întotdeauna la idolatrii. La bărbați idolatrii sau la femei idolatre. Vin ca muștele, la miere, ca lupii, la stână, ca animalele fioroase când simt sânge. Pe înfrângere de sine, deci pe iubire, vin taine, pentru că face spațiu gol unde vine divinul și el este cea mai mare ocrotire pentru noi. Deci în momentul în care nu ai idoli, ești înfrânt cu inima, Dumnezeu vine în spațiu gol și te protejează. Și nu-ți vine să dai mâna, nu-ți vine să vorbești cu străine sau străini și îi respingi din prima. Pentru că e Dumnezeu din tine care îi respinge. Dacă nu îi respingi, înseamnă că ai idol. Și ei vin ca să te bajocorească. Dacă avem idoli, divinul nu este cu noi și nu putem vedea lucrurile acestea ca fiind grave și suntem vulnerabili. Sau înțelegi, dar nu pricepi. Când înțelegi că iubirea face păcat, că soarele de iubire este cel care joacă rolul unui păcătos sau unui necredincios sau unui trădător și mincinos sau bețiv sau tatuat și nu mai vezi niciun rău în lucrurile acestea pentru că sunt doar roluri și măști pe care creatorul lumilor le joacă în infinite forme și când nu-i mai pui reguli și îi lași în pace, această stare este o stare de luminare. Că nu mai vezi rău și vinovați niciunde. Este o stare de fericire. Că a acuza și a critica este nefericire. E nefericirea noastră de mâine. Așa ne eliberăm de împărțirea în bine și rău. De idolul acesta că este ceva mai bine decât altceva. Și te vei simți ușor. Și te vei simți desprins, degajat. Și este o mare relaxare asta. Și înțelegem că nu există păcate. Și doar situații pe care el le joacă. Și trebuie să le joace. Și nu poate să fie oprit. Pe undeva apare o tristețe când știi că un om care este idolatru îi se va pune văl pe față și nu va vedea ce se întâmplă și vezi cum el nu vede că e ceva greșit, că vin prădători spre el, că discută cu el, că le zâmbește și nu simte să-i respingă pentru că are idoli, dar nu ai ce face. Dumnezeu trebuie să-l ducă în desfrânare, să-l cadă, să fie batjocorit, umilit, jignit. Poate va înțelege. Poate da, poate nu. Tot ce se întâmplă, indiferent cum este, bine sau rău, duce la creșterea iubirii din noi. Deci și păcatul și greșeala cresc iubirea. Dau la o parte vălul și distruge
idolii. Deci greșeala și păcatul distruge idolii. Desfrânatele merg mai repede în rai. Hoții și femeile care cad, sau bărbații care cad, ajung în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că sunt înfrânți în spațiu gol vine divinul, prezența lui îi oprește să mai greșească. Deci greșeala este nevoie de ea ca să se ajungă să nu se mai greșească. La un anumit moment este necesară ca să se ajungă la prezența lui Dumnezeu, care nu ne mai lasă după aceea să greșim. Deci idolii înseamnă închinarea la diavol, înseamnă lipsa lui Dumnezeu din noi, înseamnă pericol, frică și pericol. Când nu mai avem idol, atunci Dumnezeu este prezent cu noi și asta înseamnă fericire și El ne va ocroti. Dumnezeu oprește de la început prădătorii și ne face să îi respingem din prima. Această respingere întărește iubirea în relație și viitorul copiilor noștri și este foarte important. Respingerea prădătorilor întărește iubirea. Renunțarea la socializare, la flirt, întărește relația și viața copiilor noștri în viitor și sănătatea lor și a noastră. Asta facem noi mereu, îl acuzăm pe Dumnezeu că este păcătos, desfrânat, că nu respectă regulile noastre. Toate acuzațiile noastre la adresa oamenilor, deci la adresa lui Dumnezeu, nu sunt adevărate. Toată învinovățirea aceasta lui Dumnezeu nu este adevărată. E soare de iubire care joacă toate rolurile. Atâta timp când noi vedem ceva greșit, El va veni pe dos să ne distrugă această credință și să ne arate că nu este nimic greșit. Mai mult ne pune pe noi să facem ceea ce am respins. Ne zice că soare de iubire este păcătos și greșit. Că El este păcătos. Și asta nu se poate. Și ne pune să încălcăm idealurile ca să ne pierdem orgoliu, mândria și idolii. Ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L iubim și să-L acceptăm așa cum este. El este și păcătos, și trădător, și mincinos, și bețiv, și tatuat, și oricum. Nu ne place nouă. El întotdeauna cum nu ne place nouă și cum nu am vrea să se întâmple. Noi întotdeauna îl acuzăm numai pe El, deci iubirea divină, iubirea aceea imensă din lumea, adică soarele acela de iubire, îl acuzăm că este păcătos și că nu respectă reguli. Noi numai pe El îl acuzăm și luptăm numai cu El și îl urâm maxim și îl obligăm să respectă regulile noastre. Și cui îi punem reguli? Iubirii dumnezeiești. Lui Dumnezeu îi punem reguli. Ce o nebunie! Când au împărțit totul în păcat și nepăcat, au dat afară pe Dumnezeu din lumea Lui și L-au făcut păcătos pe Dumnezeu. Asta au făcut. Au sădit ura pe Dumnezeu. Se numește religie, acolo este ură pe Creatorul Lumilor. Nici voi nu intrați în rai, dar nici pe alții nu îi lăsați să intre cu învățăturile voastre și poruncile făcute de oameni. Noi atacăm numai iubirea și niciodată nu avem dreptate și o respingem și o urâm. Deci noi îl urâm pe Dumnezeu. Noi trebuie să trăim iubirea pe pământ ca să putem să o trăim dincolo. Și iubirea înseamnă acceptarea vieții așa cum este. Să-L acceptăm pe Dumnezeu păcătos, atunci vom iubi cu adevărat. Și vom fi alături de El și cu El și El cu noi. Când nu mai avem nimic de comentat și de criticat la El și L-acceptăm pe Dumnezeu așa păcătos și necredincios cum vine El de obicei la noi, în spațiu gol, când suntem înfrânți, spațiu gol vine Divinul și ne face viața frumoasă și miraculoasă. El ne dă totul. Acesta este secretul. Să nu mai acuzăm că nu face lucrurile cum trebuie, să nu mai punem ceva mai sus decât altceva și să-L acceptăm așa rău cum vine El de obicei spre noi. Ăsta este secretul, să-L acceptăm. Să acceptăm răul, că El vine și sub formă de rău. Pentru că atâta timp cât absolutizăm binele, El va veni întotdeauna sub formă de rău. Numai ca rău. Dar este pe dos, dar putem să înțelegem. Dar dacă absolutizăm binele, dăm un semn vieții că am îmbătrânit și că nu mai suntem viabili și că nu merităm să trăim. Cel mai periculos lucru pe lume este binele absolutizat. Înseamnă că am îmbătrânit și nu mai suntem vitali. Și că nu mai merităm să trăim. Și a și pornit procesele de degradare al organismului. Deci cel mai periculos lucru în lume este să-ți cauți binele. O casă mai frumoasă, mai mulți bani, mașină mai frumoasă, distracții, petreceri. Sunt cele mai periculoase lucruri pentru că ți-au viață. Oamenii sunt îndemnați să facă acest lucru mereu ca să piardă viață cu viteză mare. Și cea mai mare viteză se pierde prin socializare. Pentru că omul, bărbatul și femeia se apropie unul de altul, având în spate dorință sexuală. Iar sexul este cea mai mare fericire pe pământ. Din cauza asta, socializarea este foarte periculoasă. Se mai numește și flirt, cheating. Deci idolatria este tot o
metodă de distrugere masă pentru că pornește mecanismele de destrămare ale vieții. Iar restrângerea pornește mecanismele de reparare și de întinerire, împuținarea. Iată secretul. Noi aici spunem taine foarte importante, dar nu pot fi auzite și ascultate decât de cei care sunt pregătiți. Ceilalți le resping sau nu le aud sau nu le înțeleg. Sau nu pot să le ascultă, nu rezistă să le asculte. Există o capacitate a lucrurilor din jurul nostru, a mobilei, spre exemplu, de a-l magazina imagini ca o bandă de magnetofon. Tot ce se întâmplă în camera aceea este înmagazinat în mobilă și în ziduri. Iar noi avem capacitatea de a decodifica în imagini totul, fiecare din noi. Dar pentru că suntem preocupați de exterior, pierdem aceste calități. Tot ceea ce s-a întâmplat într-o cameră poate duce în timp. Depinde de stările emoționale, de puterea acestor emoții. Totul vorbește. Și scaunul pe care stăm vorbește despre noi. Zidurile sunt încărcate cu o memorie de imagine, 3D, mobilă la fel. Dacă ești liniștit și desprins de viață, dezinteresat, o să vezi imagini. Sau te duce în timpul respectiv, în trecut sau în viitor. În viitor pe conul temporal. În trecut pe imaginile înscrise în mobilă sau în ziduri. Deci emoțiile sunt acolo, rămân acolo. Mii de ani și ți se arată lucruri. Sau te avertizează. Dacă acolo au fost emoții puternice, te duce în timpul acela. Materia se încarcă cu imagini, ca o bandă de magnetofon. Dacă, spre exemplu, atingi ceva, au și pornit imaginile înscrise acolo. Doar cel desprins reușește să vadă ce s-a întâmplat, dacă a fost emoție puternică. Și pe stradă se întâmplă la fel. Dacă ești prea desprins, trebuie înainte de a merge afară să mănânci ceva sau ceva dulce ca să te împământezi, că altfel ajung oamenii să vorbească în capul tău ca într-o cutie de rezonanță, ca într-un difuzor. Și iau de fapt o gâlceavă acolo în mintea lor, se ceartă în capul lor continuu. Dar dacă mănânci ceva, nu este o problemă. Principalul este să nu fii desprins când ești afară. În special pe cei care au emoții puternice. Dacă ești foarte desprins, probabil că pe toți îi auzi. Odată am luat în mână niște cărți de joc și mi-au apărut imagini. Emoții puternice sunt toate acolo, dar această putere depinde de nivelul de desprindere. În cele 10 cărți, am explicat și am povestit cum se face, dar sunt sigur că nu sunt văzute pentru că nu ne convine. Nici nu ne putem închipui că dacă te înfrângi pe tine, capezi putere extrasenzorială extraordinar de mare. Nu vrem, nu ne place, nu vrem să pierdem. Și atunci toate aceste puteri rămân la distanță de noi. Eu credeam că toată lumea poate aceste lucruri să le facă. Omul înfrânt cu inima este un om divin, dar respinge tentațiile și atracțiile vieții. Pentru că știe că materia doar îi ia din energie, mănâncă din el viață. Din cauza asta o respinge. Noi putem trăi mai mult în măsura în care respingem atracțiile vieții. Și putem fi fericiți și sănătoși în măsura puterii de înfrângere a binelui propriu, a refuzului binelui propriu, a îndepărtării periodice de exterior. Când nu-l vrem, că îl dăm la o parte, când nu ne interesează, când ne împotrivim lui. Omul care are idol cade foarte ușor și nu vede. Idolii îi pun văl. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta clar. Dacă suntem înfrânți cu inima, nu avem idol. Și este Dumnezeu prezent cu noi. Și prezența Lui este cea mai mare apărare. Și nu putem să cădem. Întotdeauna din față ne vine ceea ce suntem noi. Dacă omul are idol, cheamă din față pe distrugătorii de idol. Femeia cu idol sau bărbatul cu idol cade foarte ușor pentru că Dumnezeu nu îi lasă să vadă. Le pune văl pe față. Pentru Dumnezeu cel mai important lucru la noi este să ne distrugă idolii. El este pedepsitor, distrugător. El urmărește să nu punem ceva mai sus, atât îl interesează. Iar dacă nu pune nimic mai sus, în spațiu gol vine el imediat, pentru că natura lui se ocupe golurile și atunci el ne face viața frumoasă și numai atunci. Asta este cea mai mare comoară. Nu avea case, mașini și bani. A ne distra în petreceri și distracții, ci a fi cu Dumnezeu, Dumnezeu cu noi, adică a fi înfrânți cu inima. Aia este cea mai mare comoară și nu depinde de frumusețile și atracțiile acestei lumi. Este lipsa lor, e invers. Când El este prezent, ne dă tot ceea ce visăm. Atât avem nevoie să scădem idolii prin înfrângere de sine, pentru că scăderea este pe ansamblu, nu stăm
să luăm idolii la bucată și asta se face numai prin înfrângere de sine. Și aceasta este esența. Problema este că nu ne convine. Când noi respingem prădătoarele și prădătorii, nu facem lucru rău. Le facem bine, le scădem orgoliu. Și ei au nevoie de asta. Îi exorcizăm și le trebuie. Și au nevoie. Au nevoie să fie respinși. Când vine un prădător la noi, parcă vine întunericul. Este o ființă întunecată, de fapt. Grețoasă, libidinoasă. Ca să ne distrugă idealurile. Fără idealuri nu vine nimeni. Ca să insiste sau ca să ne atace. Prădătorul are o energie foarte rea și foarte urâtă, foarte coborâtă. Are viclenie, vrăjitorie. Și întotdeauna prădătorii sunt exact oamenii care nu pot să iubească niciodată, pentru că ei se iubesc pe sine și iubesc materia pe primul plan. Sunt exact oamenii care pot să facă cel mai mare rău posibil. Aceia sunt prădătorii. Foarte agresivi și foarte vicleni, au viclenie ca șarpele. Dacă noi reacționăm, Dumnezeu reacționează prin noi. Dar ca să putem să respingem prădătorii, noi trebuie să nu avem idol, adică să fim înfrânți cu inima. Pentru că atunci Dumnezeu e prezent și prezența Lui duce la respingerea lor din prima, din prima. Dacă nu îi respinge din prima, ei vor înainta și înseamnă că avem idoli și vor încerca apropiere de noi. Dacă acceptăm avansurile lor, atunci iubirea noastră se pierde, se strică. Și viitorul copilului nostru la fel, pentru că acolo se face un lanț energetic, un cordon energetic, prin care noi pierdem viață continuu foarte mulți ani. Atâta timp cât persoana aceea se va gândi la noi, pentru că se va gândi cu siguranță la noi că de aia a venit spre noi, că îi place, că a vrut să deranjeze, noi vom pierde viață pe cordonul acela energetic. Soluția ar fi să respingem tot timpul de aici încolo, să-l scoatem din telefon, să-l blocăm, să nu mai vedem niciodată. Respingerea asta pe toate planurile taie legătura energetică care s-a făcut în momentul acela în care am acceptat avansurile lor, înaintarea lor. Și cu cât suntem mai înfrânți cu inima, cu atât vom avea mai multă putere să îi respingem. Pentru că este Dumnezeu cu noi și El îi va respinge. Atâta timp cât le acceptăm avansurile, Dumnezeu nu este cu noi și noi atacăm iubirea noastră. Nu mai avem grijă de iubire. În momentul în care am spus da la o străină sau un străin, noi am pierdut grija față de iubirea noastră. Și relația începe să destrame din locul respectiv. Socializarea, flirtul, este metodă acum de extinție în masă. Și a dus pe tineri să nu se mai căsătorească, 80% dintre ei nu se mai căsătoresc, 80% nu mai fac copii, ci stramă relațiile. Și scade populația, scade specie umană. Și murim cu toți. Din cauza flirtului și a socializării. Noi nu înțelegem și nici nu vrem să înțelegem. Și tratăm lucrurile în bătaie de joc, în glumă sau ne și supărăm. Zicem că e normal să discuți. Nu este normal să discuți când ești într-o relație. Cu cât respingi prădătoarele și prădătorii, străinele și străinii, cu atât relația ta va fi mai frumoasă și mai trainică. Și copiilor le va fi mai bine în viață. Pentru că nu mai dai energie în altă parte. O dai numai în relația ta și numai cu copiii tăi. Cu cât respingem trăinele și străinii, cu atât legătura noastră va fi mai frumoasă, cu atât iubirea noastră va fi mai puternică, cu atât copiii vor fi mai fericiți și merită. Deci iubirea se măsoară prin puterea de a respinge pe ceilalți. Dacă nu putem să îi respingem pe ceilalți, înseamnă că noi nu putem să iubim și vom oscila în viață. Și vom fi nehotărâți și nesiguri și variabili și neîncrezători și nemulțumiți. Deci totul ține de înfrângerea de sine care dă putere să înlăturăm idolii din noi și să respingem străinele și străinii. Dumnezeu acționează și prin prădători, dar El ne arată de fapt că suntem idolatri și suntem în pericol. Și ne va distruge viața, ne distruge relațiile și destinul copilului nostru în viitor este foarte periculos. Când răspândim energia noastră la mai multe femei sau la mai mulți bărbați, noi începem să murim și relația noastră să se stingă. Copiii noștri să nu mai aibă viitor. Le luăm din viitorul lor energie și din viitorul relației noastre și o stricăm. Și de unde știi că lucrurile astea s-au întâmplat sau se întâmplă? Când celălalt este iritat, foarte ușor reacționează, înseamnă că el reacționează cu puterea pe care a dat-o altora. Înseamnă că alții au puterea asupra lui sau a ei. Înseamnă că nu a avut grijă de iubire. Pentru că n-a avut putere să apere iubirea, n-a avut putere să-i respingă. Deci,
Întâlnirea cu străine și cu străini este un examen extraordinar de important în care se stabilește viitorul relației și destinul copilului noștri. Acolo se stabilește. Nu este nevoie să fii prea bun, nu este nevoie să absolutizezi non-reacția. Cu oamenii vicleni poți să te porți respingător pentru că au nevoie. Mai mult, când îi respingi, întărește iubirea și destinul copilului tăi. Și cu cât femeia sau bărbatul respinge străinele sau străinii, cu atât iubirea lor crește, cu atât este mai frumos destinul copiilor lor și merită tot efortul acesta. Nu avem nevoie să răspândim energia în afară absolut deloc. Nu ne interesează obiceiuri, tradiții, nimic, nimic, nimic. Iar dacă nu putem să îi respingem, iubirea noastră va suferi și copiii noștri în viitor vor suferi. Și noi în sine vom suferi, pentru că pierderea energiei în afară, la străine și străini, ne duce în boli de lungă durată până la cancer, pentru că nu mai avem energie. Numai respingerea străinilor și străinilor este cea care ne salvează viața nouă, a relației noastre și a copilului nostru în viitor. Pierderea energiei în relații conjuncturale, pasagere, cu străine sau străini, la distracții, la petreceri sau la întâlniri, poate duce la destrămarea relației și la boli de lungă durată, pentru că ne iau viața. O simplă dare de mână cu o străină sau un străin, discuții cu ei, când ești într-o relație de iubire, privirea în ochi, zâmbetul și darea mâinii cu ei, sau cu mai mulți, sau cu mai multe, duce în timp la pierderea unei cantități enorme de energie, pentru că acolo, prin relaționare cu un sexul opus, are loc relații verticale de apropiere, sex vertical, uneori fără atingere sau cu atingere, în care se pierde o cantitate foarte mare de energie, pentru că prin sex, în modul acesta se pierde viață cu o viteză foarte mare. Și viața asta se ia din relație, de la partenerul, iubitul sau iubita din relație sau de la copii din viitor. Și asta se întâmplă. Dar nu vrem să recunoaștem, nu vrem să vedem, nu vrem să înțelegem, cu toate că această înțelegere este documentată și se cunoaște foarte bine mecanismul. De aceea, în momentul de față, flirtul și socializarea cu străine sau străini este mecanism de distrugere în masă cel mai puternic care există în lume. Mai puternic decât războaiele, decât calamitățile, decât molime, decât orice, orice. Este cel mai puternic pentru că este căutat zilnic și zilnic se moare. Mecanism de distrugere în masă. Și apoi ne trezim cu despărțiri, cu boli, știm și nu știm de unde vin. Și Dumnezeu ne pune vâl pe față și ne ajută să cădem mai tare, mai tare. Pentru El, corpul nu contează. Ca să salveze sufletul, El poate să scoată din funcțiune corpul oricând. Apropierea de străine sau străini duce la creșterea orgolului care presează sufletul dincolo de linia roșie subțire și atunci sufletul poate să comande orice nefericire, orice necaz, accident, suferință, boală, pierdere. Suntem în pericol. Și te uiți și pe invers și știi ce s-a întâmplat. Dacă cineva are boli grave sau de lungă durată, cu siguranță el a pierdut energie cu viteză mare, în principal prin flirt și socializare. Se pierde energie și în alte moduri, prin abuz de țigări, de băutură, de mâncare, dar cantitatea cea mai mare de energie se pierde prin sex. Și cea mai mare și cea mai mare prin sexul vertical fără atingere, adică prin socializare și prin flirt. Se pierde cea mai mare și cea mai puternică cantitate de energie. Și te uiți ce boli au. Omul care are boli grave de lungă durată, asta a făcut. Și știi ce a făcut. Și nu poate să conteste că a făcut așa ceva. Nu poate. Și uite ce facem. Altă idee. Când suntem prea buni, Dumnezeu are nevoie uneori să dea o lecție prin noi. Sau să ne distrugă absolutizarea. Când suntem prea egoiști, ne înfrânge. Nu este nevoie să ne simțim vinovați când Dumnezeu ia o atitudine prin noi. Înseamnă că celălalt are nevoie să fie respins ca să-i se scadă orgoliu. Păi, îi se salvează viața în modul acesta. Dacă el este certat, îi trebuie. Pentru că la fel, cearta îi salvează viața. Că dacă acela caută mereu mai mult bine pentru sine, are nevoie să primească mereu mai rău, ca
ca să poată să supraviețuiască. Și asta se întâmplă. Noi nu descriem decât ceea ce se întâmplă. Ce zicem noi că este un rău este de fapt un ajutor de sus. Și îi trebuie. Dacă este certat, umilit și jignit, lucrurile acestea îi salvează viața. Și e important că oamenii să-l respingă. Totul este drept în lume și divin așa cum se întâmplă. Nu este nimic de criticat, de comentat sau de corectat. Uite o glumă. Cum te-ai îndrăgostit? Nu știu, doar vorbeam. Noi, în loc să dăm un răspuns, creăm mereu o problemă. Indiferența față de un rezultat pozitiv în viitor aduce rezolvarea problemei. Nu ai nevoie de un rezultat pozitiv, că vine el și ți-l distruge. Dacă îl vrei tu, îți distruge dorința, pentru că este voia mea peste voia lui și el ți se opune. Acesta este cel mai sigur lucru ca să nu se împlinească niciun vis. Când îl lași pe Dumnezeu să facă în fiecare din situațiile de viață dificile ce crede el de cuvință, ele se vor rezolva într-un mod miraculos, minunat, perfect. Mereu trebuie să fii fără grijă, să-i lăsăm lui totul, rezolvarea să o facă el și să renunțăm la luptă, la insistență, la voia noastră. Indiferența la un rezultat pozitiv în viitor rezolvă toate problemele noastre irezolvabile. Înfrângerea de sine este iubire și duce la înțelegere. Nu poate să există înțelegere în afara înfrângerii de sine. Întâi te înfrângi pe tine și te opui mai mult binului tău și apoi vine înțelegerea. Altfel este doar o înțelegere provizorie, particulară, care trece repede și este doar mentală și nu durează. Înțelegerea adevărată, fiziologică, vine în urma înfrângerii de sine și este un fel de luminare, o iluminare. Vine așa deodată și este de fapt prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă înțelegere, prezența lui. Altfel, înțelegerea nu ține. Când ești fără înfrângere de sine, nu ai înțelegere și nu poți să accepti nimic. Ca să existe acceptare, noi zicem despre cedare și acceptare, dar nu poate să existe acceptare dacă nu există înfrângere de sine. Cum dispar durerile? Nu mai vezi nimic rău din ceea ce se întâmplă. Nu mai cauți cauze, o cale. Și înțelegi că durerea vine ca să blocheze ceva, un idol, absolutisme, dorințe ca lucrurile să fie într-un anumit fel. Nu mai dorești nimic și lași viața să fie cum vrea ea, nu mai ai nevoie de durere și nu mai ai nevoie de boli. Și așa dispar bolile. Când renunți la idol, vindecarea înseamnă renunțarea la idol, la idolatrie. Altfel, noi îl acuzăm pe Dumnezeu că nu face lucrurile cum trebuie și atunci va trebui neapărat să vină sub formă de durere spre noi sau boală, ca o pedeapsă. Dacă îl simți pe Dumnezeu și înțelegi că este în toate situațiile și joacă toate rolurile și ia toate măștile, nu mai vezi nimic rău și niciun vinovat și nici pe tine nu te mai vezi vinovat și atunci dispar durerile, suferințele și bolile și necazurile și pierderile și durerile. Ceea ce vindecă este de fapt înțelegerea că El este în toate situațiile de viață. Unirea cu El vindecă. Când înțelegem că El este peste tot, această înțelegere este vindecătoare, prezența Lui. Când ne înfrângem pe noi, asta este vindecarea, să te înfrângi pe tine în toate situațiile ca să vină El să se înlăture bolile. Bolile nu mai sunt necesare. Ele sunt necesare atâta timp cât avem idol, adică orgoliu, ego, diavol. Când nu mai avem orgoliu, nu mai este nevoie de boli și dispar bolile. Deci orgoliu trebuie înlăturat să ne înfrângem pe noi. Prezența Lui înlătură toate necazurile, suferințele și bolile. Orgoliu aduce și moartea. Noi când suntem înfrânți cu inima, tot timpul căutăm incomodul, instabilul, nesiguranța și ne opunem plăcerilor ușorului. Opoziția la ele, opoziția la plăcere și la ușor, este prezența lui Dumnezeu, opoziția. Deci, să mergi pe divin, trebuie să te împotrivești binului tău. Potrivirea la mai mult binele tău este apropierea de Dumnezeu și prezența lui. Deci noi când mergem în jos, mergem spre el. Și când mergem în jos, noi ne înălțăm la cer. Și invers, când mergem spre materie, noi coborăm în iad. E invers totul. Și dacă noi acceptăm că El se manifestă prin toate, și prin rău, și prin bine, și prin dreptate, și prin nedreptate, și prin păcat, și prin nepăcat, și prin credință și necredință, și nu mai vedem niciun rău niciunde, ce este prezența lui Dumnezeu? Când am unit contrarele, când am văzut pe Dumnezeu, pe soarele de iubire că se exprimă prin rău, prin minciună, prin trădare, prin beție. Și când vedem că El se manifestă în toate formele, atunci El este prezent cu noi, am unit contrarele și nu mai este nevoie să vină nimic, nicio durere, nicio suferință, nicio boală,
ca să ne distrugă orgoliu, pentru că nu mai avem orgoliu și ego și nici idol. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna distruge regulile, idolii, toate fixismele noastre și absolutismele noastre. Pentru că toate sunt puse împotriva lui Dumnezeu, împotriva soarele de iubire. Păi în fața ta ai soarele de iubire, tu îi pui reguli. Ce ai nebunit? E nevoie doar de înfrângeri de sine și atunci pornesc mecanismele de refacere al organismului. Când mergem spre mai mult bine pentru noi, dăm un semn vieții că am murit, nu mai vrem să trăim și am îmbătrânit. Atunci pornesc mecanismele de autodistrugere și nu le poți opri. Atâta timp cât îți cauți mai mult binele, destrămarea va fi necesară. Distrugerea vieții foarte aproape. Dacă totul este viața lui, cum putem noi să-i spunem că face ceva rău? El face rău și treaba lui. Și vrea el. Nu putem să-l oprim, să-și trăiască viața rea, așa cum vrea ea, cât de rea vrea el să fie. Ne simțim noi vinovați că Dumnezeu vrea să trăiască o viață rea, îi spunem că este rea și noi nu știm nimic și el trebuie să treacă prin lecția acelea neapărat și vrem să-l oprim, ce am înnebunit? Nu se poate. Eul acesta nu există. Viața este a lui Dumnezeu. Nu o trăiește eul acesta care își dă doar cu părerea. Este un parentolog și un moralist. Îl moralizăm pe Dumnezeu și spunem că nu știe ce face. Și face lucrurile greșit. Nu se poate așa ceva. Nimeni nu poate să-l oprească, să intre în lecție respectivă, pentru că deja s-au întâmplat în lumea lui. Ce suntem nebuni? Când acordăm prea multă atenție altora, străinilor, noi ne pierdem viața, ne sticăm relația și pierdem viața copiilor noștri în viitor. Trebuie să fim atenți, să nu pierdem această atenție în exterior. Citim niște afișe. Atenția răspândită în exterior altor femei sau bărbați, în afara familiei sau a relației de iubire, duce la destrămarea relațiilor și nefericire pentru noi și copiii noștri cu siguranță. Facem o viață dificilă copiilor noștri când ne distribuim atenția, adică energia noastră, în afara relației noastre de iubire. Ceilalți trebuie să simtă respingerea noastră tot timpul. În acest fel vom avea o viață fericită, armonioasă și copii mulțumiți. Iubirea înseamnă atenția pentru un singur om, înseamnă nicio atenție pentru ceilalți, nimic. Când iubești un singur om, pe Dumnezeu îl iubești. Când petrecem timp cu străini, celălalt devine iritat, celălalt din relație, nemulțumit, se îndoiește pentru că i-ai luat energie și ai dus-o în afară și el se simte nesigur și neiubit. Nu se pune problema că suntem geloși, ci că am pierdut energie în alte părți. Celălalt a dus energia în afara relației. Când se petrece timp cu alții, când se stă la discuții, se formează cordoane energetice și energia se scurge pe acolo. Energia relației și a copiilor. Acolo începe destrămarea relației noastre de iubire. Relație cu sexul opus, socializarea, flirtul, este un mecanism de distrugere masă foarte eficient, este locul unde se pierde cea mai multă energie vitală. Respingerea noastră trebuie să fie de la început, să nu se stea la discuții, să nu se privească în ochi, să nu se dea mâna cu străini, cu sexul opus, niciodată. Atâta timp cât ceilalți sunt respinși, iubirea se va întări. Iubirea noastră se va întări. Și copiii vor avea o viață fericită. Și contează și este important lucrul acesta. Puterea de a respinge pe ceilalți din afară înseamnă iubire de Dumnezeu, și întărește sufletul și relația noastră. Când respingem flirtul, înseamnă Dumnezeu mai sus, iubirea mai sus, această iubire vindecă soarta noastră și a copiilor noștri. Când nu o risipim în altă parte. Risipirea acestei atenții în altă parte, spre alte străine și alți străini, duce la destrămarea relației, chiar în punctul acela. Oamenii nu au iubire pentru că nu au înfrângeri de sine și pentru că o pierd în relații conexe, multiple, în legătură cu străini sau străine. Respingerea lor înseamnă că avem înfrângere de sine și crește iubirea din noi și ne face o viață fericită nouă și copilul noștri și consolidează relația de iubire. Să știm clar că în momentul în care nu respingem apropierea celorlalți de noi, relația noastră de iubire se va clătina. Deci ea se consolidează și se întărește cu siguranță pe măsura respingerii celorlalți sau celorlalte care vin spre noi. Petrecerea timpului cu alții sau altele în afara relației duce la pierderea relației și la un destin nefericit pentru copiii noștri. Întotdeauna din cauza asta trebuie oprit de la început, din start, și nu se dă mâna, nu se îmbrățișează, nu se zâmbește, nu se privește în ochi, pentru că se fac transferuri energetice
și de programe și se pierde viața foarte rapid. Însă fără aceste suferințe, noi nu înțelegem că Dumnezeu este și în minus și ele sunt necesare, oricât de greu ne-a fost să-L acceptăm. Datorită lor, omul înțelege totul mai bine acum. Așa a trebuit să se întâmple. Suferința este necesară și este înălțare, la fel ca și păcatul, ca toate. Toate sunt purificare. Este nevoie de greutăți ca să ajungem să nu mai fie nevoie de greutăți, să le depășim. Greutățile ne purifică sufletul și sunt necesare. Dacă nu le alegem noi, ne aleg ele pe noi. Starea de bine este un văl pus pe față. Omul înfrânt cu inima nu va trăda niciodată iubirea. Înfrânarea de la plăcerile vieții este puterea de a respinge flirtul și materia. Cea mai mare cantitate de energie se pierde pe socializare, pe flirt. Scopul vieții nu este viața, să te simți tu bine fizic sau emoțional, ci ca sufletul tău să fie în divin. Ca tine. Distrugem, Doamne, toți idolii. Pentru asta am venit aici. Nu să ne fie bine, ci să nu ne fie bine. Adică să ne fie rău. Să fie rău egoului din noi. Să fie rău egoului. Să distrugem egoul. Asta înseamnă iubirea. Distrugerea egoului este înălțare. Orice deranj este fericire. Distrugerea egoului duce la iubire de Dumnezeu. Că de fapt este distrus diavolul. Păi este foarte bine. Ar trebui să fim fericiți când nouă nu ne ies lucrurile bine și nu ne este bine. Când diavolul este nefericit, sufletul este cel mai fericit. Orice neplăcere este înălțare, este rai. Orice durere este un pas pe unirea cu el. Într-o relație, lucrul cel mai periculos este să petreci timp cu străine sau străini sau să dai mâna. Răspunzi la zâmbetul lor, la apropierea lor, la îmbrățișarea lor, la petrecerea timpului cu ei. Acolo pornește apropierea. Și pierderea iubirii. Numai respingerea totală în locul acela întărește iubirea. Acceptarea lor este apropiere. Apropierea lor. Dacă nu îi respingem, îi acceptăm. Și le acceptăm. Acceptarea duce la pierderea iubirii. Nu vrem că nu vrem, că înțelegem că nu înțelegem, asta se întâmplă. Și ei vor înainta din locul acela. Pentru că își fac o idee proastă despre noi. Ne desconsideră, ne murdăresc, ne jignesc. Prin modul prin care ei ne privesc. Ne transferă și programe joase. Să nu ne supărăm pe distrugere. De ce nu acceptăm pierderea? Pentru că noi pierdem idolii, de fapt. Când pierzi binele, pierzi idolii despre bine. Și asta este minunat. Viața pe pământ este doar despre distrugerea idolilor noștri, adică descăderea egoului. Noi trebuie să învățăm să oprim posibilitatea căderii dinainte, că știm că se cade și trebuie oprit de la început această posibilitate. Aceste lucruri despre socializare și flirt sunt general valabile, au dus omenirea în poziția în care se apropie de extinție totală și descăderea populației. Nu poate fi oprită decât printr-o calamitate mai mare, de exemplu război, și reprezintă de fapt o lege divină și nu poate să fie încălcată. Trebuie să ne păzim de asta. Doar o explicăm. Este locul unde se destramă totul. Și relațiile, și sănătatea, și viitorul nostru, și a copilul noștri, și reușita din viață, totul se petrece în locul în care se pierde energie cu străine sau străini. Mult mai mult decât pe adicții, pe țigări, pe băutură, pe orice. Viteza de pierdere de energie este colosală, mai mare decât pe atașamentul de materie. În același timp, este un atașament de materie, un atașament de plăcerile vieții. Dar dacă nu avem idol, lucrurile acestea nu se întâmplă. Nu e vorba să dăm voie celuilalt să facă ce vrea, ci să spunem care este legea divină care are loc în locul acela. Și că se cade, oricât de cuminți am fi, se cade și se distruge iubirea, distrug copiii, se distruge relația, se distruge viitorul și sănătatea, se distruge tot. Spui care este legea divină care se manifestă în locul acela și atunci, după ce ai afirmat-o, nu mai poți să faci nimic. Lași pe Dumnezeu să hotărască mai departe. Dar spui legea divină
și o repeți, ca să o conștientizăm și să o înțelegem și noi. Avem ego, fiecare din noi, și uneori trebuie să fie reținut ca un cal nărăvaș. Dar dacă nu mai avem idol, nu mai punem nimic mai sus decât altceva, lucrurile acestea nu se pot întâmpla. Dacă avem idoli, putem cădea oricând în asemenea situații și să ne păzim, măcar să le spunem, măcar să știm despre ce e vorba. Dacă Dumnezeu simte să spună ceva, înseamnă că știe El de ce face asta. Numai iubirea eliberează, numai înfrângerea de sine este iubire care eliberează. Oamenii apără idealuri și de aceea nu pot să iubească. Când nu mai luptă pentru idol, pentru idealurile lor, atunci iubirea se eliberează. Închinarea la idealuri este închinarea la idol. Dar de ce oamenii luptă pentru idealurile lor? A lupta pentru un adevăr sau un idol înseamnă închinare la idol. La precepte. Conceptul de idolatrie, de ce a fost scos din Noul Testament? De ce era periculos? De ce nu citim Vechiul Testament? Ce este periculos la Vechiul Testament? Lucrul care a fost scos din Noul Testament n-ar salva viața. Deci ce a rămas înseamnă că ne omoară, pe ansamblu. Nimeni nu predică că suntem idolatrii, doar evreii religioși. De ce cei care au un salvator nu vorbesc de idoli? Că asta se întâmplă mereu. De ce este periculos să vorbești despre idol? Mulți studiază Biblia, miliarde, și nimeni nu a văzut asta, că suntem idolatri. Și cum am ajuns să fim idolatri? Și cine ne-a aruncat în idolatrie? Și de ce au făcut asta? Nimeni nu explică. Cred că este o binecuvântare să înțelegem lucrurile în forma aceasta. Și o responsabilitate. Acum se construiește o nouă lume și asta reprezintă baza ei. Nu prea suntem îndoctrinați și din cauza asta am putut să vedem lucrurile altfel. Ceva nu este bun sau rău. Este El care le vrea așa, bine sau rele, bune sau rele. Noi nu putem să-L comentăm de ce alege o soluție sau alta. Dacă El este în toate, nu putem spune că ceva e bun sau e rău. Sau să excludem ceea ce El a lăsat, e voia Lui peste tot. El este și bețiv și tatuat. Nu pot să-L contest, că nu pot să schimb nimic la El. Nu am control pe viața Lui, e viața Lui, corpul acesta este viața Lui. El face ce vrea cu corpul lui. Atunci, de ce i-am pus reguli? Trupul lui, viața lui, decizia lui, corecția lui. Atunci oamenii de ce sunt nemulțumiți? De ce vor să fie într-un anumit mod? De ce resping inversul? De ce caută numai binele? Ca să vină Dumnezeu numai sub formă de rău să le distrugă idolii? Când pui iubirea mai sus, nu mai vezi nimic rău niciunde. Dacă să poți să pui iubirea mai sus, trebuie să fie înfrânt cu inima. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o va chinui. Deci asta înseamnă iubire fără eu. Înaintează Dumnezeu și în spațiu gol vine El imediat și începe El să dorească pentru tine ce este mai bine pentru sine. Prezența Lui vindecă totul, înlătură bolile, necazuri, sfăințele, durerile, pierderile, totul este rezolvat. Așa de simplu. De ce nu-L vrem, nu înțeleg. Ce vrem mereu să ne luptăm noi și credem că noi putem să facem ceva când de fapt noi nu putem să facem nimic niciodată. Și nu știm că este lumea Lui. Nu-L vedem peste tot și asta este de fapt problema noastră, că dacă am ști că El este peste tot, L-am lăsat în pace. Și dacă L-am lăsat în pace, ne-am lăsat în mâna Lui și asta înseamnă facă-se voia Ta, Doamne. Noi nu am mai interveni, atunci totul a ieșit minunat și a intrat în armonie de la sine. Noi, prin voia noastră, L-am dat afară pe Dumnezeu din lumea Lui. Îl constrângem, Îl chinuim. Corpul acesta Îl chinuim, ca și de fapt corpul Lui. Și mereu exagerăm. Noi cu ego-ul nostru nu știm decât să exagerăm. Când respingem pe străine sau pe străini, iubirea noastră crește. Puterea noastră de a ne înfrâna crește. Și sănătatea noastră crește și viitorul copilor noștri. Perfect adevărat. Asta este eliberare. Dar aceste lucruri trebuie să fie înțelese fiziologic cu totul, cu toată ființa, trăite. Dacă nu respingi din prima, o străină sau un străin vor înainta cu siguranță. Și nu scap de ei. Acesta este principiul. Iubirea crește când respingem atracțiile vieții. Când nu mai pierzi energia pe exterior și respingi străinele și străinii, atunci iubirea se dezvoltă pe interior și cresc calitățile interioare. O frumusețe! Se dezvoltă sufletul. Și Dumnezeu în Vechiul Testament spune clar, numai asta mă interesează să nu vă faceți idoli. Nu înțeleg de ce mii de ani nimeni nu a văzut asta. Împărțirea bine și rău este idolatrie și pune vol. Și culmea... Oamenii care sunt dogmatici nu au frână, sunt fără frână și atrag situații dificile în viața lor ca să le distrugă idolii și sunt vulnerabili pentru că au văl pe față. Oamenii care sunt idolatrii nu resping
străinele și străinii, pentru că au văl pe față. Le place să socializeze, pentru că numai socializarea poate să aducă prădători și prădătoare care să îi umilească, să-i jignească, să le distrugă idolii. Deci știi din start că omul care are idoli va fi deschis socializării și răspândește energia în toate părțile și nu poate să se oprească și atrage întotdeauna prădătoarele și prădătorii. Și asta au făcut prin religii. Le-au dat idoli și i-au făcut destrăbălați, desfrânați și i-au dus în cădere, în decădere. Aceștia nu vor respinge străinele sau străinii niciodată. Li se va părea normal și nu vor fi deranjați. Idolii înseamnă văl pe față și nu au apărare și nu văd că intră în situații, în relații de seducție. Dacă ai idoli, nu poți să respingi străinele și străinii. Și suntem cordiali cu ei și le permitem să înainteze prea mult. Nu vedem lucrul acesta ca un lucru periculos. Dar acolo, prin apropierea respectivă, prin acea socializare și comunicare, are loc, de fapt, o relație sexuală fără atingere sau verticală. Se pierde energie în multe forme, care ne ia energia nouă, ne distruge sănătatea și destinul copiilor noștri. Ne duce până la boli de lungă durată, până la cancer. Acolo unde apare o boală de lungă durată și cancer, înseamnă că a avut loc pierdere de energie prin socializare în multe direcții și a fost nevoie de boli ca să fie opriți sau de situații de viață dramatice care să le oprească pierderea de energie în afară. Certuri, necazuri, drame, traume, scandaluri, situații conflictuale, ele vin când se pierde prea multă energie în exterior și vin cu necesitate ca să blocheze pierderea de energie în afară. Și la fel și bolile. Și știi din start, cineva are situații dramatice, conflictuale, înseamnă că a pierdut energie prea mult cu străine sau străini. Dacă vine o boală de lungă durată, știi clar, pierde multă energie cu străine sau străini. Este foarte simplu. Problemele nu sunt la neacceptarea situațiilor de viață, nu sunt așa de mari acolo. Problemele apar la pierderea energiei în contacte multiple cu străine sau cu străini. Prin discuții, prin pierderea timpului cu străine sau străini, se ajunge la necazuri, la situații conflictuale, la conflicte de viață, de serviciu și la boli. Cu cât bolile sunt mai dramatice și mai mari, cu atât înseamnă că s-a pierdut mai multă energie în afară, pe comunicare cu străine sau străini, prin distracții sau petreceri, sau apropiere prea mult de străine sau străini, sau pe timp petrecut cu ei. Apropierea prea mare de ei sau de ele duce la pierderea energiei vitale. Noi luăm energie din relația de iubire sau de la copiii noștri. Atunci distrugem relația și afectăm viitorul copiilor noștri. Ar trebui să ne întrebăm de ce stăpânii la lume stimulează comunicarea, flirtul, socializarea în toate formele posibile, prin mesagerie și mai departe, și nu există niciun studiu despre efectele negative și nocive ale flirtului, comunicării cu străine sau străini, a mesageriilor, niciun studiu, sau al socializării. Înseamnă că acolo se petrece ceva extrem de grav. Și dacă omenirea este în poziția să se autodistrugă, este datorită acestei socializări, unde se pierde cea mai mare cantitate de energie cu viteza cea mai mare, rapid. E legături conexe pe multe legături, în multe forme. În momentul în care depășim discuția și ieșim din cadrul de serviciu strict, am intrat automat în seducție. Automat. Și noi trebuie să respingem din prima orice încercare de apropiere a străinilor sau străinilor, dacă vrem să apărăm relația, sănătatea noastră, viitorul nostru, durata noastră de viață și a copiilor noștri. Totul depinde de acest loc. Lucrul ăsta se știe foarte bine. Se știa de mult timp. Distrugi țări, distrugi popoare în modul acesta, stimulând comunicarea cu străine sau străini. Este armă. E armă de distrugere în masă. Și noi nu știm asta.
au fost inventate mesageriile de servicii secrete. De ce au fost create de servicii secrete? De ce tocmai ele le-au creat? Trebuie să ne gândim la asta. Care este scopul lor? La ce duce? Acolo au loc atacuri energetice foarte profunde și foarte puternice. Acolo oamenii se omoară între ei, energetic. Când îl contrezi pe unul și lupți cu el, îl omori energetic, cu ură, cu furie, cu mânie, cu mâhnire, cu supărare. Și vrei să-l omori. Contrarea lui înseamnă dorință de a-l omori. Deci ăsta este spațiul acela. Un spațiu de luptă unde oamenii se omoară între ei. Și relațiile lor sunt distruse. Ar trebui să fugim de ele. Să nu ne punem imaginea niciodată. Să nu arătăm imagini din viața noastră particulară. Niciodată. Copiii noștri, cu noi, niciodată. Când suntem idolatrii, străinele și străinii vin automat ca să ne distrugă idolii, să ne umilească, să ne jignească, să-și bate joc de noi, automat. Și noi nu vedem. Ni se pare că e un lucru plăcut. Să socializezi, să comunici. Nu este așa ceva. Întotdeauna distrugerea vine din față pe ce idol avem noi. Dacă respingem străinele și străinii, nu pierdem energie, ci întărim relația de iubire și viața copilor noștri. Și asta trebuie. Și scad idolii. Respingerea străinilor și străinilor scade idolii pentru că întărește iubirea. De ce se pierde cea mai mare cantitate de energie? Pentru că este de fapt manifestarea unei dorințe de sex, socializarea. Este sex cu alții și este cea mai mare fericire pentru om. Și sexul duce la pierderea energiei cu o viteză foarte mare. Energia vitală, pierdem viață, pierdem viitor, pierdem sănătate pentru noi și copiii noștri. Pierdem fericirea vieții. Și ei pierd fericirea lor în viitor. Și le facem viața plină de necazuri. De aici. Nu avem putere de înfrângere, de înfrânare, de respingere a atracțiilor vieții. Nu putem să spunem nu străinilor și străinilor care vin spre noi și întind mâna. Forța cu care spui nu apropierii străinilor și străinilor întărește viitorul copiilor noștri, întărește relația noastră de iubire, ne dă sănătate nouă și copiilor noștri și este esențial și durată de viață. Păi contează enorm. Stăpânii la lume ne-au dat multe forme de pierdere de viață. Pierdem viață în foarte multe forme. Pe ușor, pe plăcut, pe comoditate, pe stabilitate, pe siguranță, pe savoare, pe dulce, toate formele posibile. Dar aceasta, prin socializare, deci prin sex, se pierde cantitatea cea mai mare de energie subtilă și o viteză foarte mare care este distribuită la mulți. Aici este problema. Se pierde o cantitate mai mare decât în relație. Decât toate la un loc. Decât toate modalitățile de pierdere de energie la un loc. Din cauza asta este locul cel mai periculos din lume. Și toată lumea îl face. Cu cât înfrângerea de sine este mai mare, cu atât noi nu avem idol. Și vom putea să respingem străinele și străinii. Altfel nu vom putea. Deci totul ține de înfrângerea binului propriu. Dacă ne înfrângem pe noi, atunci se ridică volul și vom putea să nu mai împărțim și să vedem opusele egal. Altfel nu putem să nu împărțim, vom împărți. Dacă nu suntem înfrânți, vom avea idealuri, idealuri care înseamnă împărțire. Atâta timp cât avem idealuri, noi vom împărți. Nu putem să înlăturăm idealurile decât dacă ne înfrângem pe noi. Și dacă ne înfrângem pe noi, vom avea putere să spunem nu atracțiilor vieții și tentațiilor din afară. Și vom putea să spunem nu apropierii străinilor și străinilor. Altfel nu putem să spunem nu. Și dacă avem idol, nu vom putea să spunem nu. Și idol vom avea întotdeauna și vom împărți în bine și rău atâta timp când nu suntem înfrânți cu inima. Distrugerea lumii nu știu cum poate să fie oprită pentru că nu poți să convingi pe nimeni de lucrurile acestea. Asta s-a întâmplat la Univers 25 și experiența a continuat 10 sau 20 de ani, nu mai țin minte, până au murit cu toții. Noi suntem în faza de frumos și frumoase, când ne ocupăm numai de noi. Socializarea este cea mai mare fericire pentru om, mai mare decât suma tuturor celorlalte fericiri, care toate înseamnă sex. Mai că prin socializare se pierde energia cu mai multe străine sau cu mai mulți străini. Dacă vrei să distrugi un popor, dă-le distracții și petreceri unde vor socializa cât vor și își vor pierde viața acolo. E mai puternică decât orice război, decât orice calamitate, decât orice molimă. Asta este molimă, socializarea. Nimeni nu a putut să oprească moartea în Universul 25. Pe curpa lui Gauss mai avem doi pași. Iar noi suntem în faza frumoase și frumoase.
Nu știu ce se poate face. Omul care irosește energia în afară pe străine și străini, nici minte nu mai are. Pentru că, având idoli, el nu mai poate să judece cu mintea lui. Judecă cu idolii pe care îi are și vede lumea și lucrurile prin intermediul acestor idoli. Și nu vede nimic a greșit. Are văl pe față. Asta este important. Socializarea i-au pus văl pe față, e o armă. Mesageria este o armă. Discuțiile cu mai mulți sau cu mai multe este o armă. Ne-ai pierdut energie în afară? Ți-ai pierdut bunul simț, buna măsură? Înțelegerea, înțelepciunea? S-au dus toate. Vei fi radical. Va cuprinde frica ușor? Fii atașat de materie? Este interesant să privim unde oamenii pierd viață ca o roată de cauciuc spartă. Când pierdem energie cu străinii sau străinile, copiii nu învață, nu fac nimic în viață, se droghează, le-am luat viitorul. Așa de simplu și nu ne dăm seama. Și nu cred că ne vom da seama. Și nu cred că vom accepta și nu cred că vom înțelege. Pentru că avem idol care nu ne vor lăsa să înțelegem. Omul care reacționează are idol. Pune idolul pe primul plan. Idealurile, preceptele religioase, regulile fixe, mai presus decât iubirea și nu poate să vadă. Numai iubirea te ajută să vezi clar și limpede. Altfel nu vezi. Când absolutizăm idealurile religioase, ne va pune să le încălcăm sau vor fi distruse din afară, la noi. Ne-au manipulat, au creat obiceiuri, tradiții, obiceiuri religioase și tradiții, ne-au dat precepte fixe, ne-au pus să facem pe dos, să le încălcăm, toți, dar toți. Și oamenii își distrug singuri idolii, sau le vine distrugerea din față, de la divin. Ce fel de credincioși sunt ei dacă pun distracțiile și petrecerile pe primul plan? Ce fel de închinători sunt ei la Dumnezeu dacă pun casa frumoasă, banii mai mulți, mașina mai frumoasă pe primul plan, distracțiile, călătoriile, petrecerile? Unde? Unde e Dumnezeu? Că Dumnezeu înseamnă simplitate, modestie. Când te duci în sus, nu te închini la Dumnezeu, te închini la diavol. Unde este Dumnezeu acolo? Unde? Și ei au venit cu reguli să-L încătușeze pe Dumnezeu și să-L bage în închisoarea idolilor. Ce nebunie! Au ură pe divin. Îi pun reguli și 464 de virtuți tu, Doamne, să respecti pentru că ești idolatru. Uite, nu respecti virtuțile. Încalci întotdeauna regulile. Uite, ți-am pregătit aici reguli. Am închis în reguli. Și El vine tot timpul și le distruge. Și ne pune să le încălcăm. Și noi zicem că suntem credincioși, dar ne căutăm o mașină mai frumoasă, o casă mai mare, mai mulți bani, să ne distrăm, să petrecem, să călătorim. Și Dumnezeu nu este mai mult bine pentru tine. Dumnezeu este mai puțin bine pentru tine, dar nu poți să le spui asta oamenilor că sar în sus și te urăsc. Ei au vrut să scape de Vechiul Testament. Ei cu toții au participat la construirea Noului Testament și la New Age. Și și-a făcut o religie pentru ei, ca ei să nu-i deranjeze, să nu-i oprească, să se îmbogățească. Ei sunt doar ritualiști, dar în realitate îl resping pe Dumnezeu. Ca să-L iubești pe Dumnezeu, ar trebui să te duci în jos, în puțin, să nu ai o casă mai mare, să nu ai o mașină mai frumoasă, să nu ai mai mulți bani, să nu vrei să te distrezi, să nu vrei să petreci, să respingi tentațiile și fericirile acestei lumi. Asta înseamnă apropierea de Dumnezeu. Îndepărtarea periodică de materie înseamnă apropierea de El. Să spui nu la atracție și fericire la aceste lumi. Este înălțare. Cine face asta? Nimeni. Ei zic că sunt credincioși. Nu e nimeni credincios. Respingerea străinilor și străinilor este lege divină. Încarcă relația cu iubire. Ne încarcă cu sănătate, cu viitor. Pe noi și pe copiii noștri. Deci este lege divină. Este necesară. Respingi, scazi idolii și întărești iubirea. Deci e lege divină. Nu este rea. E necesară. Dar ce se întâmplă este de la El. Interesant, dacă totul este programat și deja întâmplat în lumea Lui, ce comentarii mai avem noi? Noi nu ar trebui să ne supărăm pe nimic, pentru că tot ceea ce este distrugere, distruge idolii din noi, pretențiile ca lucrurile să fie într-o formă ideală, și tot ceea ce este distrugere a idolilor este pentru eliberarea sufletului și este bună. Toți oamenii din jurul nostru au aceeași misiune, să ne distrugă cât mai eficient idolii din noi și situațiile create de El tot asta fac. L-au făcut pe Dumnezeu păcătos și au pus reguli. Prin Salvator mai sus ne-au făcut să împărțim și ne-au despărțit de El. În loc să trăim în armonie cu Dumnezeu în grădina Edenului, am ieșit de acolo și am rătăcit drumul. Nu mai știm drumul de întoarce și ne-am pierdut în lume, pe afară. Deci când ne facem idoli, noi punem ceva mai sus decât altceva, în modul ăsta ne facem idoli,
și împărțim în bine și rău. Și atunci pierdem armonia. Ne pune Dumnezeu văl pe față și ne aruncă în suferință. Ne-au împărțit în păcat și nepăcat, l-au împărțit pe Dumnezeu în păcat și nepăcat și i-au devenit stăpânii noștri, care ne spun ce e bine, ce e rău. Am pierdut calitățile divine și ei au căpătat autoritatea asupra noastră. Am ajuns să îl urâm pe Dumnezeu din oameni, adică situații de viață create de El, care să ne distrugă idolii și să ne libereze sufletul. Ne-au luat libertatea. Dacă noi am ales întotdeauna mai bine, El vine și distruge ce am pus noi mai sus. Punem ceva mai sus și El vine și ne oprește. Asta este toată viața noastră. Dar este o problemă mentală. Dumnezeu este foarte drastic și ne calcă în picioare idealurile și regulile fixe de nu ne vedem. Fără avertismente, brusc, deodată și de aceea mereu suntem în pericol. Noi nu avem niciun control pe noi. El joacă toate rolurile și face totul bine așa cum este. Nu este nimic greșit. Și duce omul în înțelepciune prin suferință. Nu e nevoie să intervenim, să lăsăm pe Dumnezeu în pace ca să ajungă la înțelepciune și la iubirea orice a fi. Oamenii se schimbă numai după ce trec prin drame și nu le putem lua lecțiile. Este rolul lui care îl joacă el acolo și nu avem ce face. Nu putem contesta sau schimba. Ce treabă avem noi cu el? Oricum își va duce lecțiile la capăt, pregătinte pentru ei de mult. Dar observ că îi place foarte mult Dumnezeu să joace roluri. Este foarte pasionat să se confrunte, să se bată, să se certe și să se omoare. Îi place cearta foarte mult, îi place să bea, să exagereze, să se tatueze. Este foarte fericit în lumea lui. Joacă teatru. Este scena lui, e corpul lui, e viața lui, e lumea lui. Țin minte că dincolo era plictisit de nemișcare. Acum el nu mai vrea nemișcarea. Îi place aici cu noi. Aici este o fericire pentru el. Și este frumos. Acolo, în nemișcare, e plicticos. Îi place în confruntări, în provocări, infinite roluri. E viu, numai că se exprimă prin tot. Și prin certăreț, și prin ură, și prin suferință, prin tot. El este tot. Același soare de iubire. Noi atâta ne trebuie să exersăm, să-l vedem peste tot. Până la urmă, probabil că o să ajungem să râdem ca și proștii. Nu o să mai putem să spunem că ceva este rău în lumea lui perfectă. Ni se va părea la un moment dat că totul este bine și vom echilibra tot ceea ce spun oamenii, că de obicei oamenii spun că este rău, nu este bine, nu e bine ce faci. Și mereu vom simți nevoia să echilibrăm, să luăm inversul. Și nouă ni se va părea că totul este bine și nu știu cum o să reușim să nu râdem și să nu ni se pară nimic rău. Dacă noi toți am vedea doar rolurile lui, 10% din populație, atunci toți îl vor vedea pe Dumnezeu. Se vor lua unii după alții. Am mai putea noi atunci să ne batem între noi? Nu ar mai avea rost. Trebuie să împărțim în bine și rău ca să putem să ne batem. Atunci o să râdem de toate sau o să ne ducă la spitalul de nebuni. Ne distrăm din orice. Cât de serios iau oamenii totul. Și Dumnezeu face ce vrea. Se opune tot timpul la tot ceea ce zicem noi. Singura soluție ca lucrurile să fie bune este să nu vrei nimic. Să nu cauți un bine în viitor. Atunci toate lucrurile intră în armonie de la sine, dar fără tine. Fiindcă ați împărțit, vă voi blestema să vă luptați între voi. Ne-au împărțit ca să nu-L vedem pe Dumnezeu peste tot. Asta au făcut. Deci împărțirea duce la luptă. Pentru că atunci când l-am împărțit, l-am părăsit. Nu mai vedem în toate. Asta este părăsirea lui. Și părăsirea aceasta generează autoblestem, luptă. Și nu câștigă nimeni. Mai când ne lăsăm înfrânți, atunci îl vedem pe el în toate. Că totul este frumos. Când nu ne mai uităm la hainele lui, când nu mai vrem ca el să fie într-un anumit mod, haine care se numesc om, ne privim la haine. Și nu știm că în spatele a toate câte se întâmplă, este același soare de iubire. Noi ne supărăm pe haină. Ne supărăm pe manifestările lui. Pe rolurile lui. Este ca și când Dumnezeu se duce pe o scenă, joacă diferite roluri și noi ne supărăm pe rolul respectiv. Păi este o piesă de teatru, cum să te supări pe rolul respectiv? Nu se poate. Și nu vedem soarele de iubire din oricine. Omul este o haină a lui. Îi place travestiu și ia roluri și măști. O mască avem în față. O mască ne desparte de Creatorul Lumilor. Masca din fața noastră ne desparte de Creatorul Lumilor. Dacă își dă masca jos, atunci îl vedem pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Este o singură ființă în toate. Noi, toate egourile care suntem,
Suntem rolurile lui, luminate de soarele lui de iubire. Soarele de iubire mișcă egourile noastre. Ia toate rolurile și toate măștile. El este și hoț, și mincinos, și bețiv, și păcătos, tot. Soarele de iubire se manifestă în afară prin orice și oricine. Când înțelegem asta, dispar stăpânitorii, reparatorii, vindecătorii, toți și bolile. Nu este nevoie de ele. Totul vine din faptul că i-am zis lui Dumnezeu că e păcătos și i-am pus reguli. I-am pus cui? Iubirii din fundal. Nu este o nebunie. Adică îi negăm existența. Prin împărțire l-am împărțit pe el în două și am zis că ceea ce se opune binelui este rău și l-am exclus din lumea lui. L-am făcut pe Dumnezeu rău și am început să luptăm cu el și să-l urâm. Atunci ei s-au pus ca reparatorii noștri. Au spus că Dumnezeu vine sub formă negativă și noi am ajuns să-l urâm. Când el vine ca să ne echilibreze, să ne salveze viața și să ne scadă idolii. Și ne-au aruncat în blestemul divin, cu cruzime, știau asta. Și au scris-o în Vechiul Testament. Ne-au divizat ca ei să ia conducerea lumii. Și asta fac continuu, divide timpera, ne divizează, ne dau idol continuu și preotul și medicul și avocatul și politicianul și psihologul, toți ne dau idol. Așa da, așa nu. Și nu asta este problema, trebuie doar să ne împuținăm. Atunci îl aflăm pe Dumnezeu în spațiu gol, el vine imediat și înlătură toți idolii, toate bolile, toate durerile, suferințele și necazurile. Atât ar trebui să ne împuținăm. Atunci se ridică vălul și vom putea să vedem opusele egale. Atunci stăpânitorii lumii dispar din viața noastră, din lumea noastră, din universul nostru și nu ne mai pot afecta. Iar viața noastră începe să se refacă singură, de la sine, fără noi. Această înțelegere este de fapt o deprogramare. Lucrează cu încetul, cu timpul. Copiii depind de cât de înfrântă este mama. Când ea va fi înfrântă, Dumnezeu va fi cu ea și va fi și cu copiii ei. Atât. Va fi înfrântă, nu va putea să vadă nimic ca răul, va vedea pe Dumnezeu peste tot. Iar răul este doar purificarea sufletului, este bun. Distrugerea este înălțare. Este divinul pe negativ. O frumoasă învățătură este școală birii și liberatoare. Dacă o cunoaștere nu ne eliberează de împărțirea în plus și minus, nu este de folos. Este polarizată și ne face rău. Ne înveninează. Toată spiritualitatea lumii și religiile sunt poziționate în ansamblu. Prin așa da, așa nu, ei ne implantează idol în cap și ne infectează. Modul acesta distrug antivirusul din noi. Antivirusul ce înseamnă? Afirmația că voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți egali. Că plusul este egal cu minus. Acesta este antivirusul. Trebuie mereu să-l repetăm, ca să-l activăm și să nu-l uităm. Noi avem un antivirus divin. L-au atacat prima dată, prin împărțire. Antivirusul este a-l vedea pe Dumnezeu peste tot egal. Vedea opusele egale. Când împărțim, ne-o spart apărarea. Ne-au infectat antivirusul. Indivizare ne aruncă în luptă, culmea, cu Dumnezeu. O nebunie. Noi nu știm cine este El, pentru că împărțim. El înseamnă contrariile egale. Acesta este El. Când noi unim contrariile, le-ai adus pe Dumnezeu, pe Divin, acolo, îl simți. Acesta este opusele egale. E o stare de relaxare, o stare de împlinire, de lipsă de teamă, de frică, o stare de bucurie interioară. Și nu mai vezi diferențe. Acesta este El prezent, este cu tine, este o stare de neutralitate, când nu mai vezi nimic rău. Dacă nu mai împărțim, iubim și vedem la fel și suntem o singură ființă. Oamenii se căsătoresc, dar ei împart, fiecare cu lumea lui, cu modelul lui de bine-rău. Din cauza asta nu se întâlnesc niciodată și nici nu se pot iubi, aceea se despart așa de ușor. Pentru că nici măcar nu știu ce înseamnă iubirea. Dacă ei nu unesc contrariile, ei nu se pot iubi. Dacă sunt polarizați, se vor lupta o viață. Se vor urâ. Doar numai când unim contrariile și nu mai suntem poziționați pe o parte și nu mai împărțim în bine și rău, numai atunci iubim. Dar este un proces interior. Dacă nu împărțeam, de la început nu era nevoie să ne dea pe cineva care să ne deranjeze. Asta trebuie să vedem noi, să-l vedem peste tot. Ca să-l vedem peste tot, e să fim înfrânți cu inima. Și asta este greu și neplăcut pentru că ne aduce greutăți. Să nu împărțim. Oricum, dacă unim contrariile, chiar asta se întâmplă. O stare de relaxare profundă, de liniște. Și atunci nu ni se mai pare nimic greșit. Dar nu știm cât va dura. Pentru că lui îi place lupta și contradicțiile.